avertisment dur de la Iohannis. Eful statului a tensionat guvernul în întâlnirea cu Dencil, sublinierea ministrul muncii. Semnal dur de la presubliniere dintele Klaus Iohannis. Eful statului a tensionat guvernul în întâlnirea cu premierul Viorica Dencil, sublinierea cu ministrul muncii, Olguca Vasilescu. Președintele României a atenionat guvernul ce, după primele trei luni de aplicare, efectele noii legislații privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice arată ce legea se află în contradicție cu principiile egalității, predictibilității de la care a emanat, în condiile în care s-a intervenit cu excepții punctuale pentru diferite categorii de personal, ceea ce anulează inclusiv caracterul unitar al inteniei legislative. Se arată într-un comunicat de presă al administrației prezidențiale. Mai mult decât atât, președintele României a atras atenția că situația salarială este în continuă modificare, fiind departe de a satisface principiile și criteriile de stabilitate asumate inițial, precum și promisiunile electorale ale coaliei PSD-ALDE. Președintele Klaus Iohannis a evidențiat ce trebuie evitat acest carusel al modificărilor salariale și al impredictibilității, altfel legea 153 va deveni curând o alt form fără fond, dat fiind amendarea continuă a acesteia prin ordonane care nu doar rezolv, dar îi creează noi probleme. Klaus Iohannis a arătat că nu se mai poate vorbi de predictibilitate în mecanismul de stabilire a drepturilor salariale, atât timp cât apar diverse noi amendamente pentru diferite categorii de personal, care introduc discriminări salariale și încurajă solicitări similare din partea altor categorii de personal, cu preul unor riscuri privind încadrarea amintele bugetare asumate de cetre guvern, se mai arată în comunicat. În lecturi cu creterile mult ateptate ale salariilor medicilor, dar și ale personalului din educație, măsuri care rezolv doar parial problemele de fond din aceste domenii, președintele României a menționat că asemenea creterii salariale trebuie însoite de garanții pentru viitor, astfel încât aceste priorități de politic salarial să-mi ating obiectivele de performanță asumate. De asemenea, președintele Klaus Iohannis a subliniat că, pe fondul unor politici fiscal-bugetare imprudente și necorelate cu dinamica economică de ansamblu, există riscul ca puterea de cumpărare a românilor să scadă în continuare. Transferul contribuiilor sociale în sarcina fiscală a angajatului și reducerea impozitului pe salarii de la 16 la 10 a condus, până în prezent, la o cretere modică a salariilor nete, de aproximativ 5, în medie, la nivelul sistemului bugetar. Această mică majorare a salariilor nete este anulată de intensificarea inflației, care a ajuns la 4,7 în februarie 2018, mai precizează sursa citată. Mai mult decât atât, se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. Președintele Klaus Iohannis a solicitat guvernului prudent în abordarea politicilor economice, astfel încât să fie asigurat sustenabilitatea nivelului de trai al cetenilor. O
întâlnire a presubliniereintelui Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dăncil, sublinierei cu ministrul Muncii, Ria Olguca Vasilescu, a avut loc astăzi, la Palatul Victoria. Am vrut, a subliniere, acum am convenit împreună, să avem o discuție pe tema salarizării. Lucrurile au evoluat, sublinierei, după un prim trimestru de aplicare a legii, cred că putem să tragem primele concluzii. Pe de altă parte, vedem ce există categorii de salariați mult cu mici, există manifestări sindicale, sublinierei, vreau să le explicați, a declarat Klaus Iohannis la începutul întâlnirii cu premierul, sublinierei, cu ministrul Muncii.